Petro, Colobos, Colobos, poate șuta Colobos, îndreze să o facă Colobos, ce gol! Ce gol reușește grecul! A Traore pasă în centru, Castaneda, Colobos, sutează Colobos și este 2-0 din acest... Deja la vestiare mijlocașul Sfântului Gheorghe, acum centrare în fața porții și... Gol! Julian lângă el, Cristian, urmează pasă către Cristianu, recentrează acesta, din nou pericol și Colobos înscrie pentru... Ține de balon, urmează centrarea, respinge de acolo Dijkstrom și acum... Colobos se trece de Kovchenko, îl are în stânga sa pe Julien. În dreapta Gaiu, minge ajunge în stânga, Julien a intrat în greul advers, Castaneda și gol! Colobos, Colobos și se pare că da, a fost agățat Colobos de Chizev. În prima instanță nu a putut grecul să-l învingă pe portar scurt, până la același Kalinkov. Lobolos din prima lansează în cursă pe Castaneda, un singur jucător în fața acestuia. E de atacantul central al șerifului Bizeac a reușit să puncteze, să vedem dacă îi va reuși și lui Dani. Este meci restanță din cadrul etapei cu numărul 11, este transmis pe teritoriul Republicii Moldova de 3 posturi, inclusiv lotul multiplei campioane a Moldovei. În schimb au fost transferați alți fotbaliști. Portarul Dușan Marković din Serbia, fundat și Danilo Arboleda din Columbia, Gustavo în fața porții lui Calancea. Colobos trece foarte bine de Arioada, o minge pe partea stângă la Kenston, va adversari, nu e reușit însă Sfinții își păstrează posesia mingii. Iată duelul cu Petro Joc, Adam însă se complică și Colobos e luat prim. Urmează centrarea la semi-înălțime, respinge Arboleda. A venit în sprijinul apărării. Mai departe. Pericol la poarta lui Tâmbur și o nouă fază. Colobos între liniile celor de la Milsami. Primește mingea. Radelić și Arboleda sunt cei doi centrali, fundași. Colobos șutează la poartă, Tâmbur are ce... Iedă, care este golghetru la zi al competiției, și Anatolia Ban, care deja a părăsit formația tiraspoliană. Apropo, acest meci era programat să aibă loc astăzi la Chișinău, însă partida de la Dijkstrom. Ține de mingea acesta, pe treapta este demarcat Gaiu, însă șerif combina pe partea stângă, o minge către Julien. Între Julien în care eu l-a advers, pasă în centru, Castaneda. La televizor, meciurile din Europa League, asta în care o vor dori să o facă. O urmăriri de la televizor, duelurile celor de la Arsenal cu Dandel. Gazeș este 3-0! O nouă greșitor. Colobos, din nou Gaiu de marcat. Colobos. Încearcă prin centru să verticalizeze cei de la Șerif. În sfârșit o pasă în dreapta la Gaiu, centrează acesta la Baradoa. Gaiu. Castaneda s-a descurcat acesta foarte bine. Colobos se schimbă direcția de atac. Minge ajunge la Julien în partea asta. Adică, se pare că Dani a coborât mai spre centrul terenului. Acum Castaneda sprintează spre partea lui Zimbru și a prelungit însă Colom la centrul terenului. Colobos, insistă grecul, pasă bună la Gaiu, care a aruncat în careul advers în centru și... Dijkstrom și acum o pasă bună pentru Frank Castaneda în duel cu Constantin Bogdan. Castaneda este în careul advers, pasă în centru, Colobos ar fi trebuit să-i lase lui Petreu, șutează Colobos, respinge...